mare carte, este un atlas cu dimensiuni 80 de centimetri pe 50 de centimetri, deci aproape un metru la cotor. Iar cel mai mic volum este această ediție Liliput din Tora, Biblia evreilor, care are dimensiunile de 1,8 pe 2,3 cm. Care este reacția copiilor când văd cele două? Deci de neprețuit. Sunt foarte încântați când văd mai ales acest volum, care este cel mai mic din colecțiile bibliotecii. Foarte, foarte încântați. Ei fotografiază de obicei aceste două volume să se vadă în paralel diferențele foarte mari de dimensiuni. La un moment dat nici nu îți dai seama că asta este o carte și care este atât de mare și punctul ăsta așa care se vede ar putea fi la rândul lui o carte. Sunt foarte încântați copiii, face deliciu copiilor de obicei care vin, chiar dacă sunt mari, chiar dacă sunt mai mici, de obicei cu aceste volume îi mulțumim, așa să spunem.